Tangoul și moda merg uneori mână în mână. O demonstrație în acest sens a fost făcută la Festivalul Internațional de Tango Argentinian Milongueros, care se desfășoară la București. Într-un spectacol semnat Petre Năstase, hainele și stilul masculin au evidențiat și mai mult perechile de dansator premiate internațional. Show-ul de tango a fost o paralelă între rafinatul stil interbelic și cel contemporan, ușor mai confortabil în viziunea stilistului Adina Buzatu. Ei bine, au fost temperaturi de